În Matei 19, cu versetul 16 la 17, este un moment din viața Domnului Hristos, un dialog, pe care eu nu-l înțeleg. Și vreau să îl citim și să-l discutăm împreună. Este întâlnirea Domnului Hristos cu tânărul bogat. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El a răspuns: De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. E prima propoziție pe care eu nu înțeleg. Dacă vrem să avem viața veșnică, să păzim poruncile? Păzirea poruncilor este condiția ca noi să primim viața veșnică? Nu. Dar totuși sunt cuvintele Domnului Hristos. Da. De asta spun. Nu înțeleg. E primul lucru. Să vedem mai departe. Pentru că dacă s-ar fi oprit aici dialogul, am fi rămas chiar cu o nedumerire. Dar urmează și altceva. Care? A spus tânărul. Și Iisus a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Deci dacă era vorba de păzirea poruncilor, tânărul acesta ar fi fost primul care să merite viața veșnică. Dar simțea totuși că are o lipsă. Ce mai lipsește? Și Domnul Hristos îi răspunde: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Aici iar nu mă înțeleg. Ca să fim desăvârșiți, să vindem tot ce avem, să dăm la săraci și, în definitiv, să fim și noi săraci. Dacă dăm tot ce avem, suntem și noi săraci. Este condiția primirii vieții veșnice sărăcia? Și atunci cum să înțelegem? Cum să înțelegem? Nici păzirea poruncilor nu înțeleg, nici să dăm totul la săraci, e greu de înțeles. De aceea înțelegem pe unii oameni care spun: Biblia nu e o carte ușor de înțeles. Și atunci avem două alternative. Ori terminăm cu Biblia, ne lăsăm pe cupaș, pentru că și așa nu se poate înțelege. E plină de contradicții. Sau ne apucăm de studiu serios. Cu rugăciune, pentru că Biblia, știm, se studiază cu rugăciune. Duhul cel care a inspirat pe cei care au scris Biblia este acela care ne ajută și pe noi să înțelegem ceea ce a fost scris. Fără Duhul Sfânt nu putem înțelege Biblia. Haideți să discutăm prima propoziție. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Știți ce cred eu? Eu cred că Domnul Hristos aici nu a dat un răspuns dogmatic. Nu a răspuns la întrebare în sens doctrinal. Hai să spun eu care este cu viața veșnică. Singura condiție pe care trebuie să o îndeplinești, să primești pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, mântuirea este un dar care se primește prin credință și prin harul lui Dumnezeu. Acesta ar fi fost un răspuns pe care l-am fi așteptat. Dar Domnul Hristos aici dă un răspuns pe care l-ar aștepta el. El se gândea: păzesc poruncile ca să intru în viața veșnică. Și o păzesc cu desăvârșire. Este o situație similară, zic eu, în Vechiul Testament, când împăratul Iosafat, care era împărat în Iuda, se încuscrise cu Ahab, împăratul lui Israel, și acum când Ahab avea o problemă de război, i-a spus: Cuscre, hai cu mine la război. Și Iosafat, dacă era încuscrit cu el, nu putea să spună: Te las. Am venit. Și împăratul Ahab era înconjurat de un mulțime de proroci care spuneau în unanimitate: Du-te! Du-te că Domnul îi va da în mâna ta! Du-te că vei izbândi! Iosafat s-a uitat la ei
Și a spus, măi, ăștia prea zic una și același lucru. Măi, aha, nu mai ai vreun proroc? Mai am unul de-al urăsc, pentru că nu-mi vestește nimic bun. Hai, cheamă-l încoace să vedem ce spune și el. Și a trimis pe cineva și acel cineva i-a spus ceva. I-a spus, știi ce, măi, prorocule, Mica? Uite, prorocii prorocesc așa. Zici și tu la fel ca ei. Și prorocul Mica s-a dus și a zis la fel ca ei. Care este prorocia ta, întreabă Ahab? Du-te că-și Domnul îi va da în mâinile tale. De câte ori să-ți spun? Să-mi spui cuvântul Domnului, zice. Prorocul Mica a dat un răspuns pe care ei îl așteptau, pe care împăratul îl aștepta. După aceea a spus adevărul. Urmarea războiului, dacă te duci, vei fi nimicit, așa, așa, așa. Tot așa și aici, când întâlnirea cu tânărul bogat, Domnul Hristos îi răspunde pe, la nivelul lui. Îi răspunde ceva care în așteptarea lui. Se vede mai departe că tânărul n-a fost mulțumit. El simțea o anumită lipsă. Parcă mai trebuie ceva. Parcă ce mai lipsește? Și atunci urmează al doua propoziție pe care să o înțelegem. Du-te, vinde tot ce ai și dă la săraci. Ce îi lipsea? Ce îi lipsea? Îi lipsea să fie sărac? Îi lipsea mila? Știți o situație asemănătoare și este cu Zacheu. Zacheu, zice, a intrat mântuirea în casa lui, în inima lui, în viața lui și drept urmare zice, Doamne, uite, eu jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva și așa mai departe. Și Domnul Hristos nu îi spune nici într-un fel, nu-l mustră, uite, știi ceva, nu jumătate. Trebuie tot. Păi da, așa i-a spus tânărul lui bogat. Și dacă viața veșnică s-ar acorda acelora care vând tot și dau la săraci, înseamnă că Zacheu încă nu a atins nivelul cerut. El trebuie să vândă tot, nu jumătate. Dar Domnul Hristos nu îi spune așa. Și atunci care e condiția? Să vindem jumătate, să vindem tot. Ce anume îi lipsea tânărului? Ce credeți? În mărturie spune așa, Hristos lumea lui, dorea mult să vadă în el, zice, Domnul Hristos l-a iubit, nu? L-a iubit, așa spune Biblia. Dorea mult să vadă în el o inimă umilă și zdrobită, conștientă că iubirea cea mai mare îi se cuvine lui Dumnezeu. Și încă un paragraf, ca să ne întrecim înțelesul. Numai un lucru îi lipsea. Dar acesta era un principiu vital. El avea nevoie de iubirea lui Dumnezeu în suflet. Nu contează jumătate, trei sferturi. Nu contează ce dai. Contează ce te împiedică ca să iubești cu adevărat pe Dumnezeu. Acest urmează mă. Trebuia să-l urmeze efectiv, să fie între ucenici sau să-l urmeze pentru mântuire. Nu știu, nu știu. Și nouă ne este adresată chemarea aceasta. Nu? Să-l urmăm pe Domnul Hristos. Omul care vinde, care găsește pomoara în țarină, a dus, a vândut tot, conștient că mărgăritarul acela, comoara, este o comoară de mare preț. Și că dobândind comoara aceea, dobândește mult mai mult decât ceea ce vinde el. Când există iubirea lui Dumnezeu în suflet, când cineva împlinește porunca aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, atunci acționează potrivit vieții lui, potrivit experienței lui. Unul dă jumătate, unul dă tot, nu contează. Nu asta e important. Important ca omul să-L iubească pe Dumnezeu atât de mult încât să fie gata să facă orice pentru Dumnezeu. Asta e lipsa lui. Pentru că, pe de altă parte, cineva poate să vândă tot ce are. Dar zice 1 Corinteni 13, dacă n-are dragostea, degeaba. Pot să vând totuși să dau la săraci. Pot să-mi dau și trupul să fie ars. Pot să fac multe lucruri. Dar dacă nu-i dragoste, nu contează nimic înaintea lui Dumnezeu. Lipsa.
noastră, cea mai mare, este dragostea la superlativ pentru Dumnezeu, din care rezultă și dragostea față de semenii noștri. Mântuirea este o problemă de relație cu Dumnezeu. Este o problemă de dragoste. Este o problemă de credință. Nu este o problemă de doctrină. Cineva poate să cunoască toată doctrina și să bată cu pumnul în piept, că eu știu adevăr. Dacă lipsește dragostea aceasta față de Dumnezeu, dragostea care să te facă în stare să faci orice pentru El, atunci mi se pare că totul este gol. Mântuirea este o problemă de relație cu Dumnezeu. Deci, am spus un anumit lucru și văd că sunteți convinși de lucrul acesta. Nu păzirea poruncilor este condiția pentru primirea vieții veșnice, pentru mântuire. Dar, ca să înțelegem un lucru foarte, foarte necesar. Pentru ce a fost dată legea? Pentru ce este necesară păzirea poruncilor? Unde este rolul și scopul păzirii legii? Am învățat un lucru și anume, că legea, care este scopul ei? Să ne arate păcatul, da? Dacă n-ar fi lege, n-ar fi nici păcat. N-ar exista păcat dacă nu este legea care să-l definească. Un al doilea lucru, care este o consecință al primului, ne arată păcatul și ne îndrumă la Hristos, Cel care poate să rezolve problema păcatului. Al treilea lucru, și va fi și al patrulea, este acesta pe care vi-l supun atenției dumneavoastră ca urmare a citirii câtorva versete. Leviticul 18:5. Dacă puteți să mă urmăriți, pentru că eu am să citesc greșit versetele acestea și vreau să-mi spuneți, hop, stai așa că ai citit greșit. Leviticul 18:5. Ați găsit? Așa, putem să citim. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini, va fi mântuit. Nu scrie așa? Va trăi bine. Omul care le va păzi, le va împlini, va trăi prin ele. Oare e vorba de viața veșnică? Încă nu știm. Încă nu știm. Haideți să vedem un al doilea verset. Leviticul 25:18. Vă aștept să găsiți ca să mă corectați. 25:18. Gata? Aici spune așa, împliniți legile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le și veți primi viața veșnică. Nu scrie nici asta? Veți locui fără frică în țară. E vorba de nou pământ? Nu-i vorba, că e vorba că Israel mergea unde? În țara promisă de Dumnezeu, țara în care curge lapte și miere. Păziți poruncile mele că veți locui fără frică în țara aceea. Când cineva calcă poruncile lui Dumnezeu, trăiește fără frică? Sau dacă cumva intră sub incidența unor legi ale societății, stă cu frică că din moment în moment poate să bată cineva la ușă și să-i pună cătușe de aia. Ca să trăim fără frică în țară, trebuie să păzim poruncile lui Dumnezeu. Deuteronom 8:1. Deuteronom 8:1. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă pot duce în ceruri. Nu scrie așa? Ca să trăiți, să vă mulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că vă da părinților voștri. Pentru ce este păzirea poruncilor? Pentru binele nostru. Pentru binele nostru, pentru viața noastră. Este un tată iubitor care ne recomandă niște lucruri ca să putem trăi. Nu este legată viața veșnică de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Există o anumită relație între una și cealaltă, dar o studiem separat. Deuteronomul 10:13. Tot aici dăm o foaie, două, Deuteronom 10:13. Să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit. Ca să fii fericit.
Nu e vorba de altceva. E vorba de viața noastră. Deuteronomul 11, cu 8 și 9. Astfel să păziți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece ca să o luați în stăpânire și să aveți zile multe în țara pe care a dat Domnul, țara în care curge lapte și miere. Să aveți zile multe. Tot așa, avem în Deuteronomul 29:9. Să păziți dar cuvintele legământului acestea și să le împliniți ca să izbutiți în tot ce veți face. Să izbutiți în tot ce în câte feluri este exprimată este exprimat scopul păzirii poruncii lui Dumnezeu. Și apoi știm și porunca din Exodul 20:12, porunca a cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. De ce? Ca să fii mântuit? Nu e vorba de asta. E vorba ca să ți se lungească, ca să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Și mai e încă un verset la care se fac referire. În 1 Împărați 2:1-3, atunci când David era pe punctul de a-și încheia viața, el vorbește cu fiul său și îi recomandă și lui să păzească poruncile lui Dumnezeu. Eu merg pe calea pe care merge toată lumea. 1 Împărați 2:1-3. Eu merg pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Păzește învățăturile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și respectând legile, poruncile, hotărârile și mărturiile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să propășești. Ca să propășești în tot ceea ce vei face și oriunde vei merge. Sunt atâtea versete care ne arată că nu viața veșnică este legată de păzirea poruncilor. Și păzirea poruncilor este legată de binele nostru. În viața aceasta. Dacă am stabilit lucrul acesta, haideți să medităm puțin la lege, să stăruim puțin la acest subiect. În Psalmul 119, psalmistul David spune la un moment dat, văd că tot ce este desăvârșit are, este fără margini. Văd că tot ce este desăvârșit este fără margini. Nu, scuzați-mă. Văd că tot ce este desăvârșit are margini. Tot ce este desăvârșit are margini. Legea ta este fără margini. Cu alte cuvinte, legea lui Dumnezeu fiind fără margini, dacă tot ce este desăvârșit are margini, înseamnă că legea lui Dumnezeu este mult mai mult decât desăvârșită. Și față de această lege a lui Dumnezeu, în mai multe versete din Psalm, spune cât de mult iubesc legea ta. Toată ziua mă gândesc la ea. Iubesc legea ta de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc la legea ta toată ziua, zi și noapte, clipă de clipă. Cum e posibil așa ceva? Dar legea este un set de restricții. Un set de să nu, să nu, să nu. Și David zice, le iubește. Și meditează la ele toate zile. Dar cum poți să meditezi la toată ziua la niște restricții? Cine poate să iubească o lege? Nimeni nu iubește legea. Pentru că este restrictivă, să nu faci. E ceva cu legea. David spune lege, dar prin lege ce înțelege? În Exodul 20, noi avem acolo un titlu, și anume cele 10 porunci. Vreau să spun, așa cum știți și dumneavoastră, titlurile, subtitlurile, capitolele, versetele nu sunt în original. Deci titlul acesta este adăugat. Gândiți-vă că nu există acest verset, acest titlu deasupra capitolului 20. De ce numim noi aceste cuvinte ale lui Dumnezeu porunci? Sunt ele porunci? Ia citiți primul verset din capitolul 20. Cuvintele lui Dumnezeu. Atunci Domnul Dumnezeu a rostit toate aceste porunci și a zis. Așa scrie acolo? Da. Nu? Toate aceste cuvinte. Toate aceste cuvinte. Dar cine l-a numit porunci? Ele sunt porunci? Pot fi și altceva? Haideți să vedem. Citiți primul verset din Exodul 21. Aici spune clar. Iată legile și poruncile pe care să le pui înaintea poporului. Dar capitolul 20 nu începe așa. Zice, iată cuvintele pe care Domnul le-a spus poporului. De ce nu numim noi porunci? Pot fi și altceva decât porunci? Dacă ne gândim la un stăpân aspru care poruncește robului său, spune să nu faci aia, să nu faci aia, să faci aia.
Dar dacă este un tată iubitor, care spune copiilor săi, uite, eu aș dori să nu faci aia. Să nu faci aia, pentru că nu o să-ți fie bine. Dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să propășești, să nu faci cu tare, să nu faci cu tare. Ia spuneți-mi, când capra aceea care avea trei iezi a plecat de acasă și a spus să nu cumva să deschideți ușa la oricine vine și-l băgați în ușă, era o poruncă. Era o poruncă. Era o poruncă. Dar era și un sfat, o recomandare, o dorință a unei mame pentru copiii săi. Nu cumva poruncile acestea pot fi înțelese ca și ca niște dorințe ale unui tată iubitor? Credeți că altfel ar fi fost exprimarea dacă am înțelege și am interpretat așa? Acestea nu sunt poruncile, sunt niște dorințe. Cum ar apărea? Păi să nu. Nu tot așa expresia. Nu știu, în altă limbă, dar limba română tot așa spune și o dorință. Uite, aș dori să nu faci așa, aș dori să nu faci așa. Ele sunt niște porunci. Nu putem să ignorăm faptul acesta. Nu pot să spunem acum, de acum să nu le mai numim porunci. Ele sunt porunci. Dar eu zic că este foarte importantă relația pe care noi avem cu Dumnezeu ca să ne numim sau să le interpretăm ca și niște porunci aspre și restrictive. Sau alta este relația aceea care trebuie să fie mai apropiată cu Dumnezeu, în care să nu interpretăm ca niște restricții, ci sunt niște dorințe ale Tatălui nostru iubitor, niște recomandări. Ce părere aveți? Importantă este relația noastră cu Dătătorul Legii. Că dacă nu avem o relație bună cu El, atunci ni se pare că grele sunt poruncile. Cât de greu este să nu minți? Cât de greu este să nu furi, nu? Pentru că inima ta este în altă parte. Dar dacă inima ta este a lui Dumnezeu, dacă mă iubiți, zice Domnul Hristos, veți păzi poruncile mele. Și poruncile lui, zice Apostolul Ioan, nu sunt grele. Legea este legea iubirii. Legea slobozeniei, legea iubirii. Și deci dacă am spus despre lege, că legea arată păcatul, legea ne conduce la Hristos, un al treilea lucru pe care îl învățăm, că este legea iubirii. Și este legea relației noastre cu Dumnezeu. Dacă David spune, iubesc legea ta, el nu se gândește la restricții, ci se gândește la iubirea pe care un dădător al legii o are față de noi oamenii. Se gândește la Dumnezeu, la faptele Lui, la creațiunea Lui. Iubesc legea. Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Tânărul acesta, tânărul bogat, a văzut în lege niște restricții și a încercat să le păzească. Dar inima lui nu era întreagă a lui Dumnezeu. Mai există un episod în viața Domnului în care un învățător al legii vine și îl întreabă pe Domnul Hristos, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și interesant că învățătorul legii a mers la rădăcina lucrurilor. Că Domnul Hristos îi spune, păi dar tu, un învățător al legii, nu știi cum citești în lege, ce scrie acolo? Și el nu spune să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu mărturisești rău. El spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, că aici este versetul acela pe care noi tot mereu îl cităm. Este un verset spus de, este un cuvânt spus de învățătorul legii. Cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. Și pe aproape de tot ca pe tine însuți. Numai că învățătorul acesta avea o altă problemă. Avea problema cu aproapele. Dar cine e aproapele meu? Că n-o fi și samariteanul cumva aproapele meu. Că pe ăsta nu sunt stare să iubesc. Asta era problema lui. Dar tânărul bogat avea problema lui și fiecare dintre noi cred că avem problema noastră. Dacă am văzut că legea nu este pentru viața veșnică, ci este pentru viața aceasta, în primul rând, aș vrea să vedem ce raport este între vechiul legământ și viața veșnică. Știți că există un lucru care se vehiculează, se propovăduiește printre creștini și anume că în vechiul legământ mântuirea era prin păzirea legii. Mântuirea era prin păzirea legii. Și în noul legământ, mântuirea este prin har și prin credință. Ne legăm puțin de afirmația aceasta. Mântuirea era prin păzirea legii.
În ceea ce am discutat puțin mai înainte, am văzut că mântuirea nu este legată de lege, dar vreau să vedem dacă cumva vechiul legământ este legat de mântuire. Legea nu este legată de mântuire, în prim plan, dar vechiul legământ era legat de mântuire sau nu sau era legat de altceva? Când studiem problema legămintelor, asta spun în lumea întreagă, trebuie să clarificăm, nu putem să discutăm problema aceasta decât dacă clarificăm patru lucruri, și anume, ce este legământul, pentru că se spune că legământul este un contract. În ce privește mântuirea lui Dumnezeu, legământul nu este niciodată contract, pentru că Dumnezeu nu pune mântuirea la contract. Ce este un contract? Ce este un legământ? Legământul poate fi și altceva. Și, în general, acum când studiem legămintele, ne dăm seama că un legământ al lui Dumnezeu este, de fapt, o făgăduință a lui Dumnezeu. Făgăduința, ceea ce făgăduiește Dumnezeu. El făgăduiește solemn, este ca un jurământ, este ca un legământ. Un legământ solemn. Dar este făgăduința lui Dumnezeu, nu este un contract. Deci trebuie stabilit ce este un legământ, al cui este legământul. Pot fi legămintele oamenilor și legămintele oamenilor pot fi niște contracte. Ce este un legământ? Al cui este legământul? Al treilea lucru, care este condiția legământului? Care sunt condițiile pentru ca legământul să fie împlinit? Și al patrulea lucru era care este obiectivul legământului? Ce anume făgăduiește Dumnezeu? Care este scopul legământului? Aici ne oprim și nu discutăm prea mult decât în ceea ce privește obiectivul vechiului legământ. Este mântuirea obiectivul vechiului legământ? Sau nu este? Obiectivul legământului. Exodul 6 cu 4. Dacă mă urmăriți, tot așa, vreau să scot în evidență ceea ce spune Biblia, nu ceea ce ne închipuim noi că ar fi obiectivul legământului. Exodul 6 cu 4. Domnul spune așa, am făcut legământ cu ei ca să le dau mântuirea. Nu spune așa? Nu. Am făcut legământ cu ei ca să le dau Canaan. Țara în care patriarhii au locuit ca străini. Și mai departe zice, eu sunt Domnul, vă voi scoate de sub jugul egiptenilor, vă voi libera din sclavia în care ei vă țin, vă voi răscumpăra cu o mână întinsă și cu faptele mărețe ale judecății mele. Vă voi lua ca popor al meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-a eliberat de sub jugul egiptenilor. Vă voi duce în țara pe care am jurat că voi da lui Abraham, Isaac și lui Iacov. Ce legământ a făcut Dumnezeu cu poporul? Că îi va scoate din robie și îi va da o țară. Îi va duce în țara aceea. Ăsta e vechiul legământ. Și noi ziceam că e mântuirea obiectivul vechiului legământ. Un alt verset, Levitic 26 cu 45. Levitic 26 cu 45. Îmi voi aduce aminte spre binele lor de legământul pe care l-am făcut cu strămoșii lor. Legământ prin care le-am făgăduit că îi voi da viața veșnică. Nu. Legământ prin care i-am scos din țara Egiptului, în văzul neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul. 1 Cronici 16 cu 15. Aduceți-vă aminte mereu de legământul lui. Legământul lui. De cuvântul pe care l-a poruncit. Și așa mai departe, citesc mai jos, spunând, ție îți voi da țara Canaanului ca parte a moștenirii voastre. Cum? Vechiul legământ nu era vorba de mântuire. Și atunci cum rămâne cu afirmația? În vechiul legământ, mântuirea era acordată prin păzirea legii. Nici prin păzirea legii, nici prin legământ. Dar totuși vechiul legământ cuprinde cele 10 porunci. Și mai este un verset, Ieremia 31:32, texte foarte cunoscute. Iată, din zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Iuda și cu casa lui Israel, un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor când i-am luat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, din casa robiei și să-i duc într-o țară în care curge lapte și miere. Atâtea versete în care vechiul legământ este vorba de Israel și este vorba de promisiunea lui Dumnezeu de a-i duce într-o țară care se numea Canaan.
De aceea Apostolul Pavel spune la un moment dat, legământul vechi nu avea el făgăduințe așa de bune. Nu avea o preoție așa de bună. Nou legământ, avem făgăduințe mai bune, bineînțeles. O țară cerească, o patrie cerească este mult mai bună decât o patrie pământească. O preoție a lui Hristos este mult mai bună pentru că Hristos trăiește veșnic ca să mijlocească pentru noi față de un preot pământesc care trebuie să aducă jertfe și pentru păcatele lui întâi. Și totul este mai bun în legământul nou. Dar ce? Legământul vechi ce are? A fost ceva rău? Nu. Dumnezeu n-a făcut ceva rău pentru ca Domnul Hristos să vină după aceea și să îndrepte ce a făcut Tatăl. Nu așa se pune problema. Are legământ, are făgăduințe mai bune. Totul este mai bun. Și un sanctuar e mai bun. Că în cer nu-i făcut de mână omenească, ci este făcut de Dumnezeu. De ce? Pentru că în vechiul legământ era vorba de canal, nu pământesc. Iar în nou legământ e vorba de canalul ceresc. Următoarea idee, idee de final, care era condiția ca Dumnezeu să ia de mână și să-i ducă prin pustie și să ajungă cu ei în Canaan? Care era condiția? Era cumva ascultarea de poruncile lui? Acum nu mai puteți să spuneți lucrul acesta, pentru că am studiat ceva mai înainte, că păzirea poruncilor era pentru binele lor. Nu știu dacă putem numi legea și ascultarea de lege ca fiind condiția pentru vechiul legământ. Ca Dumnezeu să-i ducă în Canaan. Credeți că asta era condiția să asculte? Da, într-un fel. Într-un fel. Dar e numită altfel. Adică ascultarea de Dumnezeu e, poate fi numită o condiție. Când spunem păzirea poruncilor, întotdeauna ne gândim că păzim poruncile, avem un merit și Dumnezeu respectă meritele noastre. Dar haideți să citim tot așa niște versete. Care era condiția? Exod 14 cu 13 și 14. Versetele acestea sunt rostite înaintea trecerii Mării Roșii. Exod 14 cu 13 și 14. Și Dumnezeu spune așa, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Ajunseseră la mare, mare era înaintea lor, trupele egiptene veneau în spatele lor. Ce să facem? Și atunci vine cuvântul de la Dumnezeu. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi. Dar voi stați liniștiți. Ce înseamnă mare mesajul acesta? Să stai liniștit și să vezi cum lucrează Dumnezeu. Ce înseamnă? Încredere. Încredere. Credință în Dumnezeu. Haideți să vedem cum a luptat Dumnezeu pentru Israel. Citim în același capitol versetele 24 și 25. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vâlmășeala în tabăra egiptenilor. A scos roțile carelor de război. Dumnezeu a scos roțile. Așa spune versetul. Și le-a îngreunat mersul. Egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva noastră. Care era lecția pe care Dumnezeu vroia să poporul să o învețe? Lecția credinței, lecția încrederii în el. Deuteronom 1 cu 31 și 32. În pustiu, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Dumnezeu. Care era condiția ca Domnul să-i ducă? Să avem încredere în Dumnezeu. O fi aceasta condiția și pentru nouă legământ? Ca să ajungem în canalul ceresc. Se cere păzirea poruncilor? Încrederea în Dumnezeu. Sigur că păzirea poruncilor este un lucru, o consecință a încrederii noastre, a ascultării noastre de Dumnezeu. Dar nu ascultarea ca o condiție pe baza căreia noi să merităm ceva din partea lui Dumnezeu. Deuteronomul 9 cu 23. Când v-a trimis Domnul, suiți-vă și luați în stăpânire țara. V-ați răzvrătit și n-ați avut credință în El și n-ați ascultat glasul Lui. În mod clar, în mod evident, credința este condiția, credința a fost condiția împlinirii vechiului legământ.
Mai sunt și alte lucruri. Iosua 6 cu 20, zidul s-a prăbușit. Ei doar au sunat de trâmbițe, au înconjurat cetatea, dar n-au pus mâna ca să doboare ei zidurile Ierihonului, ca și n-ar fi avut niciun câștig de cauză. Condiția legământului vechi este credința, încrederea în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, relația noastră cu Dumnezeu. Dacă vrea cineva să spună că legea este condiția legământului, că ascultarea de lege este condiția legământului, poate și chiar a noului legământ, eu zic că nu este greșit, dar să înțeleagă prin lege nu restricții, ci să înțeleagă prin lege dorințele lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Și dacă înțelege așa bine, atunci legea este condiția, dar nu păzirea legalistă a poruncilor lui Dumnezeu. Legea iubirii, legea relației cu Dumnezeu, este condiția legământului. Dumnezeu nu va duce în ceruri decât pe cei care au o relație cu El. Mântuirea este o problemă de relație cu Dumnezeu. Vă amintiți că atunci când fecioarele nechipzuite au venit și au bătut la o ușă închisă. Nu spune Biblia dacă au găsit sau nu au găsit unde e. Dar spune că au bătut la ușă și din partea cealaltă a ușii s-a auzit un glas care le-a spus: nu! Dacă ați găsit ulei, ați venit cu ulei, nu asta le-a întrebat. Și a spus: dar cine sunteți voi, că nu vă cunosc? Dacă cel dinăuntru cunoștea pe cele din afară, ușa s-ar fi deschis. Dar problema este că nu exista cunoaștere. Nu exista relație. Și mai sunt și o altă categorie de oameni care vin înaintea Domnului, Matei 5, pare mi se, care spun: noi am făcut minuni în numele Tău, noi am scos demoni în numele Tău, și așa mai departe. Matei 7. Și Domnul tot așa le spune: dar cine sunteți, că nu vă cunosc? V-ați fi făcut voi ce ați făcut, dar nu vă cunosc. Și spune: nu v-am cunoscut. Nu v-am cunoscut. Mântuirea este o problemă de relație cu Dumnezeu. Deci, ce am învățat astăzi? 1. Legea este legea iubirii. Legea slobozeniei. Legea relației cu Dumnezeu. Legea ne descrie relația noastră cu Dumnezeu. Și spune cum putem avea o relație bună cu El. Sau omul care are o relație bună cu Dumnezeu, ce va face? Păi nu va face chipcioplic, nu va avea un alt Dumnezeu, nu va vorbi urât despre Dumnezeu și se va purta cu aproapele său cum. Aceasta este relația. Descrierea relației. Legea descrie relația noastră cu Dumnezeu. Haideți să nu mai privim legea ca pe niște restricții. Legea, poruncile, sunt dorințele unui tată iubitor ca noi să fim fericiți. Un al doilea lucru, obiectivul vechiului legământ, Canaan, obiectivul noului legământ, Canaanul ceresc. Condiția ca să fie împlinit vechiul legământ era credința, încrederea în Dumnezeu. Condiția noului legământ este aceeași, încrederea în Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu. Păi, întrebarea cu care plecăm de aici este aceasta. Cum stăm cu relația noastră cu Dumnezeu? Există înaintea ochilor noștri totdeauna o atracție către Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel în Evrei 12, să privim țintă la căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre. Să privim țintă. Ne luăm noi multe ținte în viața aceasta. Eu cred că niciun om nu poate trăi fără să aibă țintă, un scop în viață. A cel mai înalt scop și cea mai înaltă țintă este Iisus Hristos. Cum putem noi proba dacă cu adevărat ținta noastră este Hristos? Că așa putem spune, fiecare dintre noi, nu avem ținta aceasta, nu dorim mântuirea, nu dorim viața veșnică, nu dorim întâlnirea cu acela care a murit pentru noi. Ținta noastră este Hristos. Dar vreau să vă dau un mijloc, să vă recomand un mijloc de a ne controla dacă într-adevăr Iisus este ținta noastră. Controlați-vă mâine dimineață. Cu ce gând vă sculați? Dacă primul gând cu care vă treziți este către El, atunci cu siguranță că țelul dumneavoastră, ținta este Iisus Hristos. Dar dacă nu vă gândiți la, dacă primul gând nu se îndreaptă către El ca un magnet, ca un fier care este prins de magnet, atunci mi-e teamă că încă Hristos nu este ținta sufletului nostru. Și ca să ne putem trezi mâine dimineață cu El în gând, știți ce trebuie făcut?
Să ne culcăm seara cu El în gând. Dacă ne vom culca cu alte gânduri departe de Dumnezeu, nu ne vom scula cu același gând. Știm și este știu lucrul acesta, că cu acel gând cu care ne culcăm, adormim, cu acel gând ne vom trezi. Dar lucrul ăsta este valabil și pentru dimineața învierii. Cu ce gând ne-am încheiat viața? Cu gândul acela ne vom trezi la înviere. Și eu cred un lucru, și anume că la prima înviere Dumnezeu va învia doar pe aceia care au murit cu gândul la Dumnezeu și în dorul acesta al așteptării Mântuitorului nostru. Și știți ce vreau să mai zic? Acum cât mai avem un timp de har, până ne vom încheia viața fiecare la rândul cetei lui, harul acesta ni s-a dat ca să experimentăm, să exersăm lucrul acesta. Cum adică? Somnul este un simbol pentru moarte. Moartea, în viziunea noastră creștină, este un somn. Și atunci exersăm în fiecare noapte un pic de moarte. În fiecare seară murim, în fiecare dimineață înviem. Și să exersăm lucrul acesta, să ne culcăm cu gândul la Hristos. Și vom învia dimineață cu gândul la El. Și făcând lucrul acesta, atunci vom avea certitudinea că și în seara în care Hristos va spune gata cu viața ta, vom adormi cu gândul la El și atunci avem certitudinea că în dimineața învierii vom fi înviați la prima înviere. Acest lucru îl doresc la tuturor celor prezenți. Amin. Amin.